Iată, de ne vedem din nou la Cărțile Săptămâne. Astăzi vom prezenta trei cărți de poezie. Primul este semnat de Aura Ciucă, secundă de Nisip, apărută la editura 24 de ori, editura prietenului nostru Ale Cristi, care iată scoate cărți foarte frumoase și elegante. Și inclusiv această carte, secundă de Nisip, este foarte elegant editată. Are o prefață semnată de Livia Iacob, foarte aplicată pe versurile Aurore Cipă. Este o lectură atoșantă și cred că cine va dori va putea citi poezii foarte, foarte plăcute. O felicităm pe Aurore Cipă și editura 24 de ore pentru această nouă apariție. De Abbas lui, Petru Varodache, vine cu o antologie al pecii lirice, apărută la editura Phoebus, Galați, în 2022. Este o antologie despre care prefațatorul Violeta Ionescu sublinează că le-a făcut față unui om atins de înger. Cred că poezia este cea care, într-adevăr, pe orice poet îl atinge ca pe un înger. Îl felicităm pe Petre Manolache pentru această apariție. Și de la Botoșani, editura cu adărat, editează volumul lui Dumitru Ignat, Episod, o carte frumoasă, esențializată, a unui poet autentic, și care știe să-și dozeze pașii lirici foarte inspirat. Îi felicităm pe Dumitru Ignat pentru acest episod și sunt convins că vor urma și alte episoade lirice din partea lui Dumitru Ignat. Vă doresc o săptămână bună și o toamnă plăcută!